pentru înțelegerea solului. Bunitatea solului se face mai ales fractală aplicată la sol. Că solul ăla nu este doar așa niște amestecuri de... E un bioreactor foarte sofisticat. Solul este viu, are o grămadă de componente, o grămadă de viețuitoare, apă, mișcare, difuzii, chimie, biochimie. Nu poți să le faci cu analiză asta granulometrică. Se face cu analiză de genul ăsta, derivată din joaca asta, de aparent numele, nici joacă. Recapitulăm. Suntem într-o situație paradoxală. Avem oameni foarte creativi, suntem și destul de rebeli, că ne place să facem, nu prea respectăm zona. Este pe plan mondial o criză de autoritate, lumea simte nevoia să se exprime personal, nu așa cum a fost făcut. Suntem înconjurați de o generație tânără care spune, da, de ce? Adică cuvântul trebuie nu prea funcționează, dacă îi spui trebuie, fă așa, reacția este exact pe dos. Vrea să-și aleagă cala, deci trebuie să-i arătăm, să-i dăm niște variante în care să poată să experimenteze. Pentru asta trebuie să dăm și un timp de metabolizare, că degeaba îl înfund cu date, la plecare o să pun numai un minut dintr-un film care acum l-am găsit și m-a îngrozit, apropo de ce înseamnă școala la Coreea de Sud. Și eu n-aș vrea așa ceva. Adică, cinstit vorbind de România, n-aș vrea să se întâmple așa ceva. Dar ele devin modele de bune practici, pentru că scopul respectiv este să ne aruncăm în câmpul muncii cu cei mai performanți. Pentru cine? Pentru cine? Omul nu contează. Deci, automat trebuie să armonizăm cumva ceva care este foarte util pentru așa numită imaginea omului în piață și pentru plăcerea lui personală. Pentru asta fiind creativ. Deci, vă rugăm mult de tot. Încercăm ce nu se întâmplă de obicei. Încercați să formulați două, trei idei, două, trei observații, două, trei păreri. Dar scris, nu vorbit. Că vorbim și gata, nu. Dar când scrii, mai multă atenție, ești mai aplecat asupra problematicii respective și eventual poate să aibă și colectate problemele respective, poate să le provăm într-un mic portofoliu cu care să facem un pas mai departe. Sunt fonduri speciale pentru aplicarea în practică, pe microcolective, a diferitor variante. Și n-aș zice să facem lucruri radicale, dar măcar să facem un fel de școală complementară, cum măcar pentru zona de școală de sâmbătă-duminică, sau pentru școală de lângă firmă, sau pentru școală de lângă casă, sau cum fac eu școală la bunicul și scriu pe internet și dau cum vă ajut eu, cum mi-ajut eu nepoții să dezvolte și pun și pe internet, că poate e și pentru altcineva util. Deci orice variantă e binevenită, să fim creativi în varianta respectivă. Altfel vom avea dispute nesfârșite despre învățământ și între timp nu se va întâmpla nimica, pentru că de fapt nu are curajul să scrie trei idei. Cum ar crede el, vis-a-vis de ce am discutat astăzi, că ar fi important de contribuit și de pus în discuție. Și data viitoare, chiar aș insista, dacă sunteți amabili și ați putea, să veniți toți cei care ați fost astăzi, de data asta știind despre ce e vorba, data viitoare să citim fiecare ce a scris, să vedem cum se vede această idee așa de importantă, dar cât de diferit se reflectă fiecare parte. Noi avem probleme când mergem la părinții, la ședințele cu părinții, rămâi cu gura căscată când te aștepți că părinții să fie împreună lucrare cu... Și niște discuții, niște certuri, niște probleme. Deci sunt, pentru că fiecare își respectă un punct de vedere. Hai să vedem cum am putea să colectăm punctele de vedere vis-a-vis de educația încotro. Facem un exercițiu. Nu s-a întâmplat. Vă spun, tot rugăm, dar nimeni nu scrie o frază. Haideți să... Scrie, să știți. Dar acum citim între noi aici și noi o punem și pe internet și mai departe, iar ceva. Haideți să încercăm că... Să vedem între noi, într-un grup care e chiar interesant. Că sigur, dacă ați venit aici, ați venit pentru că ceva din noastră simte nevoia să fiți în domeniu al educației. Deci e normal să se întâmple chestia asta. Deci e foarte important, cum să spun, valorificarea părții din societate. Societatea cred că trebuie să se miște, nu ministerele. Societatea. Noi suntem societatea. Societatea civilă trebuie să-și pună punctul de vedere. Dar încă nu ne-am închicat noi punctul de vedere. Este foarte mare diferența. Eu știu ce eforturi face ea. Adriana are o responsabilitate extraordinar de mare. Și și-a asumat-o. Și lucrează extraordinar. Și, cum să spun, e aproape, cum să spun, simt cum târie după ea o istorie a unor oameni din jur care, nu numai că nu înțeleg, nu aprobă. Și invers. Educație, așa cum ar trebui ea să fie. Sunt scrise. Da? Nu, încoate, nu vreau... Eu asta refuz.
lecții de genul ăsta care sunt scrise, toate sunt scrise, eu le refuz din definiție, am o reacție adversă. Că, cinstit vorbind, vă aduc niște tăblițe din perioada, cum se zice, o, Doamne, în orice care scrisă în sanscrită. Și o să vedeți că nu e nimic nou sub soare. Deci toate sunt scrise. Problema este cum noi le interpretăm în contextul actual, că nu mă pot întoarce în mijlocul naturii de tip flower power. Că a fost experiența asta. E păcat să mă duc de hip-hippie, să mă duc în mijlocul naturii cu ce știu. Suntem totuși, avem, noi trăim în linia cheia. Ați văzut ce înseamnă linia cheia? Este metagalaxia care e și galaxia noastră. Faptul că omul e capabil să vadă, să se miște printr-un asemenea spațiu, pentru acel care poate să se miște, e mult mai mult decât omul care stă acolo și este cu braț și cu minte. Omul este o ființă care cunoaște Universul pe multe forme. Dacă era numai cu ce știam să vedem în vizibil și numai cu simțurile, nu știam o grămadă de lucruri și credeți că eram mai fericiți, eu zic că nu. Eu asta spun de fiecare dată. Pe cei care cred că erau mai fericiți, eu mi-aș dori să poată face o experiență în natura, să-i trimit acolo unde cred ei că erau fericiți. Acum o să vedea, de exemplu. Să vedeți cum erau acum o să vedea. Numai mirosul, numai atât tot. Mirosul. Și cam aparata hârtie igienică și lipsa altor elemente de igienă. Să vedeți dacă chiar așa ne adaptăm la chestia aia. E chiar neașa, chiar trebuie să ne adaptăm. Nu, eu zic că nu. Trebuie să filtrăm balastul, da, trebuie să armonizăm ce știm, trebuie să mai învățăm lucruri aberante, numai pentru că a fost o istorie. Dar nu putem nega unde am ajuns. Cel puțin o parte din oameni, cum sunt și eu, simt nevoia de a vedea dincolo. De a rafina, de a crea instrumentele cu care să fac o filtrare semantică. Cuvinte să capete sens și pentru asta știm să avem instrumente. În momente este spectaculos. Înseamnă și partea de filozofie, înseamnă și partea de matematică, înseamnă și partea de literatură, înseamnă dezvoltarea vorbirii. Știți ce se întâmplă mai întâi că interpretarea, în afară de faptul că ar trebui să aștept până la el. Sentimentul ăsta că este vorba de o elită, că totul este, se întâmplă la undeva la un nivel extrem de mic, delicat și fără să poate să ajungă către, nu știu, către cei care, ca masă, ar putea să aibă, să beneficieze de lucrurile astea, pentru că noi vorbim unii cu alții. Eu am fost la foarte multe astfel de întâlniri, de-a lungul la 20 de ani, 20, tot timpul ai sentimentul, știți, e povestea că pui mâna pe comoară, comoara dispare și mai faci un pas și zici, acum pui mâna pe comoară, gata, am găsit. Și iarăși se disipează. Deci, sigur, evident că aici este numai lumea tenace, fiindcă și eu vă știu, asta îi spuneam colegei mele, am venit la noastră cu Iuliana, cu mulți ani de zile, la Politehnică și am venit înapoi la școală înnebunită, că vreau și eu o tablă ca aia. Mi-a dat-o Dumnezeu după o vreme. Dar am venit bolnavă după așa ceva. Fiecare pas este, până la urmă, o bătălie. De obicei câștigată, dacă l-ai făcut. Problema este cum să vă deduci la copiii care au acest potențial, care ar trebui să ajungă acolo. Prin cine? Cum? Prin profesori. Dacă profesorii nu sunt formați. Și atunci, noi am decis un lucru. Acum 25 de ani. Acum 25 de ani am decis personal, împreună cu un grup, și mergem la copii mici. Acum 25 de ani erau ele de casa 6-7. Acum sunt profesori universitari, mulți din ei, care au învățat să dăruiască. Este acutăția națională de oameni care se duc prin sate și o fac în continuare. Deci să-i faci categoric. Dar cum să spun rugămintea mea este să intrați în pasul ăsta, paradoxal, eu vă arăt unde sunt. Și noi facem asta. Dar cum să-ți sentimentul ăla că ești singur pe planetă? Asta dacă acum avem sentimentul că nu și că există o coagulare. Coagularea se face din aproape în aproape, din om în om, nu se face cu legi. Acolo unde merge. De exemplu, la noi primul lucru care a fost după ce ne-am chinuit și n-am cuvinte să vă spun cum ne-am chinuit și tabla aia am luat-o personal și am cumpărat-o personal, puteam să fac acasă, dar am cumpărat-o și mi-am făcut o cutie și am plimbat-o prin toată țara. Să știți că avea cam în jur de 100 de kg cu cutie cu tot și am plimbat-o prin toată țara. Ca să o vadă lumea. A, unii au luat-o, unii n-au luat-o, asta e altceva. Dar, repet, noi am învățat pe alții să dăruiască. Dă mai departe. Se numește o reacție naturală de difuzie, prin amplificare, de tip avalanșă, care e una din lecțiile complexității.
O schimbare socială nu se face printr-un decret, se face din aproape în aproape, într-o incubație care difuzează într-o anumită formă. Noi am înțeles-o și încercăm să o difuzăm. Eu aș ataca problema puțin diferit. Am venit pentru că mă doare educația, dar în ultimele ore, zile, s-au întâmplat la nivel global lucruri care nu ne mai dau timp să plângem. Ascultați și vedeți cuvântarea lui Damon Wilson. Este un cap din diplomația americană care se joacă cu planeta. Strateg global. Citiți și vedeți cele două cuvântare ale lui Joe Biden de la Davos de acum și de la momentul când a renunțat la candidatura la președinție. Am intrat într-o perioadă de existență globală în care nu avem timp să mai așteptăm. Trag o linie și mă duc direct la lucru că România are valori suficiente care trag în prea multe direcții, dar asta se poate corecta, dar care trebuie să se deștepte, pentru că ieri, eu am văzut azi dimineață, până la 4, cuvântarea lui Damon, viitorul nostru apropiat și un pic îndepărtat, nu ține seama de noi. În această zonă a meridianului care arde Ucraina, țările Baltice până în Arabia. Deja e stabilit ce se face cu noi. Dacă nu ne agățăm de geografie și de istorie cu toții, că e învățământ, că e medicină, că este știință, că e cercetare și nu ne creștem valorile care sunt și care pot să fie compatibile. În grupul în care noi ne mișcăm a devenit deja o masă critică de oameni care dorește, vrea și poate să ridice aceste provocări. Nu le poate face nimeni, nicio administrație nu poate să facă, indiferent de unde. Deși unii au pași înainte. Dacă citiți și vedeți modelul sud-corean de care spune Florin... Știu, l-am citit. Nu, tata, că vedeți un film, că citit e una. Începe dimineața la 6:30 copilul și îl termină la 12, 1, 2, că îl culcă maica-sa și îl trimite acasă cu, la școală cu prosopul rece. Trebuie să ne trezim, că dacă nu ne trezim noi, n-are cine să facă treaba asta. Dacă nu facem acum, măcar conceptual, aceste compatibilități și racordarea acestor valori, avem șansa în mintea unui om ca cel din fața noastră, știința complexității deja oferă metode și instrumente care ne pot să interpretăm, de să observăm ce spunea Damon azi dimineață, ei acum se retrag, a și spus și Obama, se retrag în graniță, se stabilizează și observă lumea. Și a pledat direct pentru podul între America și Europa, ca să fie un pol economic peste 30% la nivel global, ca să conteze în desemnarea modelului viitorului îndepărtat. Nu avem timp să stăm. Dacă ne pierdem în mici detalii, că nu-mi place curricula, că n-am 3 ore, că n-am 4 ore și nu știm ce facem în cele 4 ore, că facem de fapt 3 sferturi de ore. Asta e valabil la mine, la medicină. Nu mă bag în învățământ. Dar cred că dacă deschid ușa salonului și dau un zâmbet, poate să fie ușa clasei, și primesc zâmbet, asta este sarcina mea ca doctor. Să fac o punte cu mintea celui mai slab decât mine, mai mic decât mine în cazul dascălui. Altfel nu se poate. Și asta ține tot de felul în care îl învăț pe profesor. Să abordeze probleme. Deci avem nevoie cu toții de domnul trandafir multiplicat la... Și atunci, asta nu se poate multiplica decât... Avem unul, da, ești la pensie, da. Stă cu leonar. Da, e unul. Da, încă o dată. E sarcina noastră a tuturor, nu este a cuiva. Asta este problema. Eu am trăit următorul, apropo de Iuliana, că mi-ați mai evocat o fată foarte frumoasă. Acolo s-au întâmplat minuni în grupul ăla. Din cauza faptului că părinții și-au descoperit copiii în altă perspectivă, că nu și-o știau, dar mai ales copiii și-au descoperit părinții că știu să vorbească altceva decât autoritate, mi-ai mâncat, mi-ai făcut și mai departe. Dacă noi nu creăm spații de prilejul de genul ăsta, cine ne oprește? Cine ne oprește, de exemplu, să aduc? Păi ia trei părinți care vor, că nu trebuie nici măcar tabla inteligentă, dar trebuie să-i aduc în spațiul ăla și să pot să le creez un prilej. Avem modele multe cu ce avem.
ca să se audă o relație. Vă dau un exemplu. În grupul respectiv era o doamnă foarte drăguță și în același timp era din Comunitatea Europeană, avea o funcție importantă în Comunitatea Europeană, dar din păcate traversase un divorț. Tatăl, băiatul, avea un băiețel care era împreună cu în grupul ăsta de care vorbeam noastră. Băiatul era de fapt lăsat acum în grijă a mamei după divorț. El îl iubea foarte mult mai mult pe tată. Acum erau spui de frontă, avea, cred că era cam 12 ani. Era o bătălie în familie extraordinară. Întâmplător fiind prietenă cu Iuliana, a venit și ea în grupul respectiv. La a treia întâlnire, era foarte interesant că părinții, deși erau acolo, erau observatori la ce se întâmpla cu copiii, copiii intrau așa de tare datorită temei, intrau așa de tare că uitau câți părinții acolo. Se comportau extra de natural și părinții au rămas cu gura căscată. Ce interesant vorbește, ce, uite ce conexiune, adică eșantioane care despre copilul tău nu le știi acasă. Dar trebuie să le ai într-o vacamedie de observator. Și la un moment dat, mi-aduc aminte că, fiind o problemă de psihologie și de sociologie, de care cumva expertiza pe care adesea o avea din cauza anilor petrecuți la Comunitatea Europeană, a avut o intervenție. Pe a rămas copilul ăla, băiatul ei, cu gura căscată, așa de căscată, încât a doua zi era alterat în familie. Și din clipa repetiției s-a creat o relație excepțională, s-a lipit un lucru pentru că și-a descoperit mama. Ce legătură are cu învățământul ăsta? Ne-am făcut mai un prilej. Asta trebuie multiplicată la dumneavoastră acasă. Eu te-am spus, Iulian a trecat la ea acasă, a dus acasă și nu s-a băgat nimeni. Păi dacă părintele nu face nici măcar atâta, să sacrifice sâmbăta și să aducă la cineva acasă, care își pune casa la dispoziție și un veneam din drumul taber, din capul celălalt orașului, gratis, numai ca să fim împreună. Și nici măcar nu faci să te aduci copilul acolo. Ce prieteni, pe ce vorbim aici? Ei, nu trebuie salvați, iertați-mă. Nu știu de ce avem de sentimentul ăsta de masă. Hai să salvăm pe ea care putem, iertați-mă, să-i salvăm, iertați-mă. Spune așa, când te uiți în avion și am singura problemă care spun ferm. În avion, când se despresurizează, spune tipul, pune-ți tu masca pe fragul și pe ajută pe celălalt. Hai să ajutăm întâlnire pe care putem. Când îi ducem sentimentul ăsta că nu o să ajungem niciodată la liman, de asemenea,